legatul Angelković, Buzbuki iese și să vedem culoarea cartonașului roșu. Pentru portarul viitorului roșu. Direct, din nou un portar al adversarilor Stelei primește roșu pe final de meci și un jucător de câmp al adversarilor Stelei va trebui să intre în poartă. Da, se jură Buzbuki că nu l-a faultat pe Grădinaru, însă decizia sa de a ieși din poartă nu mi s-a părut cea mai înțeleaptă la momentul respectiv. Aici pasa lui Vâlceanu pentru Grădinaru și într-adevăr o ieșire hazardată a lui Buzbuki, care vede și el cartonașul roșu după ce Țâru a fost eliminat în minutul 51. Cine să treacă în poartă la viitorul? Aceasta este următoarea întrebare. Să-l chem